Stimați prieteni, vă salut! Astăzi avem la testare și profilactică modulul de amplificare de la subwooferul Cervin Vega KVA115, care va fi testat la o frecvență de 100 de Hz, semnal sinus și o sarcină de 4 ohmi. Să-i dăm drumul și să vedem ce putere avem la ieșire, o putere reală, să spunem așa, o putere RMS. Deci, iată, avem 100 de Hz. Amplificatorul are încorporat și un limiter. Deci, asta este 45 de volți RMS, 100 de Hz. Limiterul deja luminează. Un limiter care funcționează foarte, foarte activ și bine. Deci iată. Aici este. Deci 45 de volți. RMS 4 ohmi. O putere egală cu 500 de W, aproximativ 500 de W. Deci aici mai mult nu este. 500 de W, Cervin Vega la 4 ohmi. Deci difuzorul din interiorul incintei acustice este la 4 ohmi. Așa. Să vedem în partea din spate ce se află. Deci avem un transformator. Așa, partea de preamplificare și aici sub această plasă se află amplificatorul. Un amplificator în clasă AB, nimic și din comun. Un radiator foarte mare. Deci iată, avem aici rigla de 30 de centimetri, 30 și încă aproape 36 de centimetri mărimea radiatorului pe am așa este 36 30, un radiator foarte mare, foarte bine gândit, foarte rezistent, aș spune eu, acest modul. Unicul dezavantaj că este greu. Deci 500 de W în 4 ohmi acest modul. Sănătate și numai bine!